cum e cu Mutulica? Al fericit, a câștigat tactic meciul de ieri. Nu e și un puțin noroc, dar tactic. Uh-huh. M-a apucat să vorbesc că toată lumea lăuda că ce bine a jucat echipa Steaua. Băi, bine știi când ești? Când o bagi în nație, mă. Și câștigi. Nu când joci frumos. Că de joc frumos ar putea să-l ia pe copilul minune sau pe ăla, pe Salam. Da. Să le cânte și să joace în draci. Înțelegi? Și ce frumos ar juca. Sigur, cum ar juca Florinel și Tavi Popescu? Să ia o horă înainte, să vezi ce e să joci frumos. Și că ce joc frumos. Joc frumos, dar pierde campionatul. Ca Tottenham. Da. Deci Mutu bună. Mutu bună. Că victoria lui Mutu, a? Dom'le, eu l-aș felicita, categoric victoria a lui. Victoria lui. Ce i-a pregătit bine. Uh-huh. Păi fugeau parcă stai să știi că fuge. Parcă încurcaseră pastilele. Auzi? Parcă încurcaseră pastilele. Dar când ați văzut schimbările la pauză la FCSB, când i-a scos, l-a scos pe Companio. Băi, frate, nu spuneam pe Companio dacă mă împușca cineva. Dacă venea Putin cu armatele la graniță. Da. Și ce a zis când l-a sunat pe Bogdan și ce a zis? Bă, ăsta e nebun. Da. L-am sunat, era la meci. Ce? Băi, Bogdane, cum să-l scoți pe ăsta, băi, singurul vârf autentic? Restul... Doamne, dar nu mai vreau să... Da? M-am enervat și eu. Da? Deci ce a zis? Dacă-l lăsa pe Companio, da? Câștiga sigur meciul. Da, și eu zic sigur, avea... sigur. Da, vedeți? Nu-l lasă Dumnezeului, nu-l lasă să câștige. Băi, dacă... O avea și el păcatele lui, cine băi, știe. Dacă ar juca Dumnezeu sau... ar face tactica Dumnezeu, atunci ar fi ceva. Dumnezeu nu se ocupă de prostii din astea. Dar eu vă întreb ceva, domn președinte. De ce să faci greșelile astea? Cum să-l scu... De ce? Adică ți se pune un negru pe fața ochilor? Dom'le, așa a gândit el. Pe cum? Așa n-a gândit el. Nu, așa a gândit. Așa n-a gândit, de fapt. A, înseamnă că nu e el? Ha? A, nu el a făcut? Nu știu cine a fi făcut. Sfântul Duh. Știu eu cine a fi făcut astea, schimbările astea. Da. Domn președinte. A? Băi, Horia. Ți-am spus că face foarte multe lucruri bune, dar mai face și câte o trăznaie. Ce vrei tu să... Bun!